Unul de la Digi24 zicea că familia regală nu e super bogată. Puh. Big Tima zilele astea e cel mai amuzant om de pe internet. Da, total de acord. Hai să vi-l arăt pe Big Tima pentru milenialii care n-au TikTok. Deci Big Tima e băiatul ăla pe care cu siguranță l-ați văzut cu video cu... Am acte doveditoare cu ADN cum că eu aș fi fiul prințului Charles. Pentru că acum 49 de ani la Sighișoara, prințul Charles a avut o relație amoroasă cu maică-mea, a lăsat-o însărcinată și nu a vrut să mă recunoască niciodată. Și acum am venit aici la castel pentru a-mi cere drepturile ca fiu. Să mă recunoască ca fiu. Father! Father! Papa! Help! Help! Și acum he was popping off. E un român pe Anglia care face content. Vreau să le mulțumesc tuturor acestor oameni care au venit aici la Buckingham și și-au rupt din timpul lor cu familia pentru a veni aici la Palatul Buckingham să aducă un ultim omagiu bunicii Elizabeth. Vă pup și... Bunicii Elizabeth. Vă pup de aici din miezul evenimentelor, de la kilometru zero al Marii Britanii, de la Palatul Buckingham. Suntem aici, suntem în miezul evenimentelor. Vă pup și vă iubesc. Vreau să mulțumesc tuturor care mi-a scris sincere condoleanțe pentru bunica mea, bunii Elizabeth. Father. Să întreb pe ăsta că mă cunoște. Sigur mă știe. Nu-i voie. Bă, dar atât de amuzat, efectiv e un român pe Anglia. Măi, efectiv e un român pe Anglia. Dragii mei, în spatele meu, după cum puteți vedea, sunt corturile presei aici, toată presa, cea mai important, cele mai importante trusturi de presă din lume și-au făcut staff-ul aici pentru a relata în direct pentru toate posturile de televiziune din lume. Ce vreau să vă zic? În spatele meu aici... Vreau că a venit full negru de doliu. Partea asta avem Palatul Buckingham. Palatul Buckingham nu a fost niciodată reședința casei regale. Palatul Buckingham vine de la ducele Buckingham, care a murit și prin testament a lăsat palatul moștenire casei regale. Tu la aici, mă uimești ăsta cât de dești. Palatul... Șara pileană. Palatul Buckingham nu a fost niciodată reședință. Deci... monarhii, casele. Vezi-mă ce gătat ăla să mori și să lași palatul în loc să-l lași, nu știu, la o fundație caritabilă, să-l lași, nu știu, statului, să-l lași, să facă muzeu. Lași case regale, coaie. Deci ca și cum tu ai avea acum, deci tu aici din chat, câștigi mâine la loterie 1 miliard de euro, mori și prin testament lași miliardul tău de euro regelui Mihai. Ducesei Margareta, cum mor... mea, pe ăia de mai trăiesc. În loc să, nu știu, să dai și tu la, nu știu, la un ONG, la o plastat, să facă muzeu, la Prințesa de Aur, la oricine. Nu au locuit niciodată aici. De ce? Băieții nu au locuit aici. Niciodată n-au locuit aici. Ei locuiesc acolo, la, unde am fost noi, la, cum îi zice? Windsor. Windsor. La Windsor. Also, ăsta a fost superb. It's giving you and Sabina energy. E ăla cu șara pileană. Dragii mei, acum mergem să cumpărăm flori, un buchet mare de trandafiri roșii și mergem la Buckingham să depunem un ultim omagiu pentru bunii Elizabeth. Îs ok îmbrăcat. Ileana, îți bine? Da, ești perfect. Te rog să-i filmezi toată vestimentarea. Arăți bine. Du-te. Păpucii, în special păpucii. Îs ok? Foarte bine. Îți bine? Te internează direct. Băi, sunt eu cu croc și crocodil. Sunt eu cu croc și vegi. Let's go! Mă da afară de acolo. Te internează direct, dar tu duci așa. Vă pup, ne vedem de la Buckingham. Și mai îmi place mult ăla la care ne mai e tatuată, cu șara pileană. Dați voi un link la șara pileană. Făceam curățenie aici în cămară să mai arunc din lucrurile astea inutile. Din lucrurile astea inutile. Și ce să vezi? Da, normal. Și ce să vezi? Șara pileană. Șara pileană. Și să vezi ce găsesc, mă, uitați-vă ce am găsit. Am găsit o sticlă de pălincă. Oare eu unde am sticla asta? Păi sper că nu o bei. Cred că de la Paul. Ha? Nu, dar ce să fac cu ea? Au că nu o bei. Ți-a ascuns în cămară. A ajuns ca ultimii alcooliști de internet. Mașala, ce bună e. Ce internet. Ai, mașala, ce bună e. Mașala, dar palma aia. A ajuns ca ultimii alcooliști de internet. Mașala, ce bună e. Ce internet.
Ai, mașala, ce bună e. Ai, mașala. De alcoolist ratat. Dar și Ileana e super funny. Mi se pare că e foarte underrated. Dar și Ileana e mega funny. Accesul la rețelele de internet este limitat în această zonă. Și acum am întrebat-o pe Ileana, de ce limitează accesul la internet? Inflodat pe o arie de 2000 de mile. Ce mă, din pricina atentatelor. Serios? Da, să nu aibă loc un atentat n-o aici, ce în zonă. Uitați-vă, bă, câtă lume, mă, mâncava așa. Și noi printre ei. Și noi, păi da. Păi da, mult. Trebuie să ne facem datoria. Trebuie să ne facem. Da. Trebuie să măcar și pe aici. Trebuie să ne facem datoria de nepoți. Da. I love you, bunii. I love you, bunii. Accesul la... Come on, man. No, please. No, bro. Please, man. Give me my phone. No. Give me my phone, man. It's mine. Please. I am Romanian, you see? Român pe Anglia! Nu înțelegi pe tot migați. E doar un român pe Anglia. Dragii mei, băiatul care lucrează la 3, pentru că Timaș tocmai și-a schimbat telefonul, a spus că să avem grijă că se ciorbește, se fură. Și atunci Tima, uitați-vă cum își ține telefonul. Oprește. Uitați-vă cum se ține. Deci așa când ieși... Așa cu punga, nu așa. Vedeți că mai încet cu ciordeala pe aici, pe Oxford Circus, așa, pe centrul așa. Londrei, da? Aici, pe Oxford. La fel și Mihai Neamț a fost să învețe pe King's College, London. Uite ce frumos, uitați arhitectura. Uitați, Ileana. Foarte frumos. Ileana. Du-te, dai cu porum, că am treabă. Ce să te sun eu pe tine? Du-te, recu. Vezi că îl întreb pe aici, pe Bușu. L-a editat. Nu așa se merge pe stradă. Așa mergeți cu telefonul, că vi-l fură. Dacă mergeți așa visători, vi-l fură. Așa trebuie să țineți telefonul. Bravo, Tima, așa. Bravo. Mulțumim de sfaturi, pa! De ce trebuie să-mi dați follow și să stați cu Tima pe TikTok tot timpul? Pentru că Tima vă învață cele mai tari șmecherii din lume. Uitați aici, așa că nu mă văd. Dacă te trece pișarea... Dacă vă trece pișarea și sunteți la o toaletă publică și nu aveți vise, uitați-vă cum se face, șmecherie, blanao. Nu merge spa aici pe la fise. Blanao. Blanao. Încercați pe aici, one second. Încercați pe aici, pe unde e pe interzis și pui plasa aici, ai văzut? Și s-a deschis și a intrat înăuntru. The miracle, no? Yeah, I know. No, I'm joking. I love you. I love this country. Tai că mi s-a bap. S-a deschis și a intrat înăuntru. Miracle. The miracle, no? Yeah, I know. No, I'm joking. I love you. I love this country. Ați văzut, mă, cum se intră la toaletă? I love you. Ala dog. Ala dog. Bă, dar sincer, e atât de goals, gen și el și Ileana, să mor eu. Chiar sunt goals. Toată ziua, bună ziua, să stai să faci content de ăsta stupid pe TikTok. Știți că mai sunt o fel de cuplu din astea pe TikTok care fac content și sunt cel mai neamuzant căcat din lume, tocmai pentru că le gândesc atât de mult. Ăsta dă drumul la telefon și te învață cum să intre la baie pe moca. Da, efectiv, e atitudinea aia de toți oamenii sunt NPC în afară de mine, exact. El este românul care susține că este fiul regelui Charles. S-a filmat în fața palatul Buckingham, distrus de durere după moartea bunicii sale. Românul care a pretins că e fiul prințului Charles a saltat cu mesaje de condoleanțe după moartea regiunei. Măi, dar cu ochelari ăștia, Balenciaga, morți, măți! Balenciaga de la pe vechi.
Ăla, dog. Te rog frumos să ai încredere în mine. Am încredere în tine când te văd internat la neuro. Că tu trebuie să te internezi la neuro, mă, la auziți, neuro, o, oameni buni. La neuro cu tine. Auziți că vrea să mă interneze. Dipa, cum vrei să mă interneze? Vrei să-ți faci... Te rog frumos să ai încredere în mine. Am încredere în tine când te văd internat la neuro. Că tu trebuie să te internezi la neuro, mă, la auziți, neuro. Auziți, o, oameni buni. La neuro. De atât de amuzant. Că amândoi joacă atât de bine golul ăsta de căsnicie nefericită în care tot ce le-a rămas este să se înjure între ei și ăla este singurul loc din care îți mai poți lua emoții care să aibă un pic, fie că este el negativ. Da, emoții mai puternice, da. Emoții mai puternice, whatever. Și că singurul mod în care un cuplu de genul ăla poate să aibă emoții mai intense, mulțumesc, iată, e să se înjure sau whatever. Nu intru pe live-ul lui, lăsați-l dracu' în pace. Vadă omul de viață. Lasă tu pe Simona Halep. Dacă moare bunii, trebuie să mă duc să-i pun și eu. Dacă moare Betty, trebuie să mă duc să-i pun și eu un buchet de flori la palat. Betty? De ce? O, că de ce? Păi bunii cam la mea. Bunii. Poate-i fac o romă. Lasă tu pe Simona Halep. Dacă moare bunii, trebuie să mă duc să-i pun și eu. Ce? Păi bunii cam la mea. Bunii. Șara, Pileana. Cum, cum? Urâtele, p***. Dar cel mai vezi o femeie naturală? Fii acum nimeni a arătat-o pe una. Ce? Vai, dă-mi pace, mâncă supa, e bună? Ah. E bună! Nu-i nu știu ce. Cum e supa? E bună, mă, știți că e închide pentru violență. Mâncă tata. Tu ești aici... Mă închide pentru violență. Tu ești abuzat în familia asta. O să sumă, ai stat 6 săptămâni în vacanță. Lasă-mă, mă, să mă aud de vacanță, că m-ai disperat. Ai stat 6 săptămâni în vacanță. Da. Da. Omul e pe femdom. Și ce? Și ce? Care e problema? Care e problema? N-ai 15 lire să te tunzi? N-ai, dar... A, mă, mâine am programare, mă, nu mai suferi. Dar n-o văzut că ai stat în vacanță și ai dus, și ai dat bani pe ochelari, l-ai handicapat? Nu e o problemă. Banii nu sunt o problemă. Pentru tine. Ci numărul lor. Ce săracu vese. Eu sunt amărutul vese. Da, unde-s perișoarele? Ce român. Să mor eu. Român adevărat. Banii nu sunt o problemă. Ci numărul lor. Să mor e un citat din ăla, din Sergei Mizil. E un citat dintr-un om care tocmai și-a băgat toți banii la Caritas. Nu te supăra, doamna Elena. Dar ți-am pus 5. Pe mai bagă. Da. Cum, cum? Mai are cineva oare, îmi cer scuze că vă cer, dar efectiv n-am cum să caut. E video-ul ăla cu, e asemănător și e cu el care mănâncă perișoare cu Ileana de față. Oamenii... Atâta să mâncă, da, din zamă, până termin oala. Oamenii cred că faci în regie. Dar ce vrei, să arunc? Atâtea perișoare? Să-mi cadă bine din zama asta. Atâtea perișoare să arunc? Mânci toată zama, pun. Da, a treia zi. Mânci toată oala. A treia zi după scripturi. Stați-o dacă... Cât vrei să o duci cu zama asta? Până la schimbarea la față? Divorțează! Nu te-am pula mea! Părăsește-mă! Dar nu ăsta! Senilă! Senilă! Dar nu ăsta, era tot așa cu zama și whatever, dar nu e ăsta. Vreau să pun stop la dragoste, dar crede-mă, n-am putere. Nu am putere deloc din mintea mea să te scot. Ești acolo non-stop. Dă probe și dispare tot de mai mult. Nici vede, nici suportat. Mi-ai făcut cel puțin perișoare. Dă flori în apă. Dispar de aici. Te iubesc. Du-te-mă. Vreau să pun... Ok, încep să cred că... Încep să cred că sunt puțin așa și în viața reală. Dar doar puțin, așa încep să cred. Bagă-mi banii, măi. Care bani? Mamă, ce porno ești în seara asta, Ileana. Care bani? Deci, dacă vreți să vedeți continuarea la video ăsta, intrați pe RedTube. Continuarea la video ăsta o vedeți pe RedTube. Mamă, dar ce sexy și bad. Nu te să mină, mă, tâmpuitule. Ești bună. Ce vrei? Ha? Ce vrei? Să te ating. Te iubesc, trăznitor. Ești porno. Am fost până aici la Gucci să-mi iau ochelarii înapoi care mi-au furat. Dar n-am stat, mă, dacă am stat 10 minute, nici nu am probat ochelarii, că știu care sunt. Și mi-au pus amendă pe mașină, mă, în cravat. Ileana,
Doamne, ce tată sunt. Mămică, n-au copii. Doamne, ce tată. Și ne-am mutat aici. Ileana, anunță-mă când e gata supa de perișoare, mamă. Și aruncă în cardul să plătesc amenda asta. Vă pup. Absolut amazing. Mă, avem bun. Fiți atenți ce și-o comandat Tima. Eu v-am zis că Tima e în programul ăla cu femei, că nu l-o băga cu bărbați. Și-o comandat Martini. Ne-am comandat cu Martini. Așa și ce? Așa și ce dacă și-o comandat Martini? Shut up, Ileana. Gen, dăruiești cocktailurile. Shut up. Latura mea pentru feminină. Latura lui feminină. Știți bancul ăla? Da, seama. Lasă-mă să le zic cum. Știți bancul ăla cum? No, mă, extraordinar. Știți bancul ăla când se întâlnește Melcu cu James Bond? Eu-s James Bond. Dar mai încet, mă, că vă pălmuiesc. Iau la palme de-ana pe ăștia. Se întâlnește Melcu cu James Bond. Și zice Melcu, cine ești tu? My name is Bond. James Bond. La care Melco zice my name is Mel. Mel Cotobel. Oh my god. Oh. La ce sărbătoresc ăștia? Reacția tuturor la această glumă. Reacția oricui la această glumă. La care Melco zice my name is Mel. Mel Cotobel. Oh my god. Oh. La ce sărbătoresc ăștia? Mie toată lumea îmi zice taștima că nu ești în măsură de să vorbești pentru că ești sub papucul lui Ileana. Normal. Da, dar ce bine e acolo sub papuc, ce călduță e. Am o să plânge Tima că sunt 6 săptămâni în vacanță. Lăsați-vă mă sub papucul femeilor, că femeile nu vă vreau rău. Eu mă las condus de Ileana, recunosc. Dacă n-ar fi Ileana, eu nu știu să-mi plătesc o factură la telefon. Eu nu știu să plătesc tunelul. Are dreptate Tim aici și eu la rândul meu primesc foarte multe comentarii pe TikTok de tipul uitați-l pe ăsta ce face pentru validarea fetelor de 16 ani, lucru care este amuzant pentru că gen, nu fac nimic, dar e amuzant asta, invidia asta, știi că întotdeauna sunt tot băieți de 16 ani și eu înțeleg, știi ce? Eu înțeleg invidia aia. Și eu când aveam 16 ani eram foarte supărat pe băieții de 23 la care se uitau fetele de din generația mea. Și avem boală pe aia. Îți mint, și avem boală pe aia. Eu înțeleg pe copii aia. Chiar îi înțeleg. E o chestie de asta de bă, ăsta primește mai multă atenție ca mine. Chiar că niciodată n-aș putea să am vreo legătură cu persoanele aia de le iau ei în cap că le fur eu gagicile. Tot e, știi, tot e instinctul ăla de bă, îmi furi femeile. Nu știu să repar mașina. Ileana face schimbul de ulei. Ileana merge cu mașina la mecanic, Ileana schimbă filtrele, Ileana face schimbul de ulei în parcare, cu ligheanul, bagă ligheanul, cu cheia. Am salopeta. Faceți-vă, mă, femeile fericite, mă, și nu le maltratați. Eu sunt cu femeile, eu sunt de partea femeilor. Lăsați femeile. Și Big Tima la gândul său este feminist, ia te uit. Partea femeilor. Femeie, lăsați femeile să facă ce vor. Mie toată lumea. Trucking, așa este. Mie ia în toată casa. Dar tu, Ileana, în toată casa. Îți dai seama că dacă mă duc în Cluj, miserie. Dacă mă duc în Cluj. Uită Clujul. Hă? Vezi cât e un bilet de avion? Mă, n-am uitat încă. Nu mă lasă, mă, oameni buni, să mă duc la Cluj. Ia te filmez. Auzi. În puța goală. Ce puța aia doar? Și puța. Tu, Ileana. No, păi aia, că am mutat tătă numai cu telefonul în mână, stați tătă ziua și vă filmați. Ascultă-mă, dacă mă duc la Cluj... Du-te-mă la lucru. Dacă mă duc la Cluj, înregistrez și piesele. Du-te-mă la lucru. Scot la și... Scot și single-ul. Tu, ăsta vrei să mă termine psihic. Am găsit un studio, mă rog. Mă duc, te las. Dar de ce nu mă lasă la Cluj? Dar tu fost nervi. Da, nu, Sabina, hai să facem TikTok-uri fix așa să nebunesc. Hai să facem TikTok-uri fix așa ca să te găbim băieți de 17 ani. Să fac în comentarii. Uau, ține femeia sub papuc! Haide! Da, doresc. Are nevoie bunica de mine, n-auzi? E bunica mea. Da, are nevoie de mine. Dar pe tine nu te poate vedea că ești prost. Și cu un drum îmi fac și analizele, îmi fac și radiografia la mandibulă. Te internezi, Tima, la neuro. Da? Tu vrei să te internezi? Da. Zi, în cămașă de forță. Nu, zi, mă lași? În cămașă.
Miliard în toată casa. Îi mănânci banii Sabinei. Ia uite-l în vacanță. Big Tima în vacanță. Vrei să fii bogat? Vrei să conduci un imperiu ca mine? Să stai în 100.000 de metri pătrați? Vrei să ai o casă cu etaj? Vrei să ai propriul brand? Vrei să ai propriul brand de vin? Vrei să ai 1.000.000 de euro în bancă? Secretul este amanta. Ai grijă cum îți alegi amanta, să nu fie boschetă. Ce amanta? Au, dar de unde apar? De unde apar? Da, stai tu că făceam TikTok. Mă, fraie, stai. Pe banii mei. Oh, ce bani. Da, am mai multă încredere în acest om decât în Robert Meteca și Chifoi, sincer. Efectiv, Big Tima, vinde-mi un curs, omule, chiar îl cumpăr. Chiar îl cumpăr. Și de la Ileana vreau cursul cu femeile independente, exact. Vrei să fii bogat? Vrei să fii milionar? Vrei să duci o viață exclusivistă ca mine? Dă-te mai așa, mai în partea aia. Spă, e atât de amuzant că, efectiv, e pentru cine n-au urmărit 15 tone de content din ăsta, e atât de funny, e atât de accurate discursul. Vrei să fii bogat? Vrei să fii milionar? Vrei să duci o viață exclusivistă ca mine? Dă-te mai așa, mai în partea aia. Spă, așa, filmează. Vrei să aveți vacanțe de lux ca mine? Un pic mai în spate acum. Scuza-mă. Filmează-mă, domnule, cum trebuie, că te dau afară de contract. Ia asta-mă. Vrei să aflați cum am făcut primul milion? Care milion, mame, țâture, că ți-a luat vin cu un euro de la magazin? Iară, minț. S-a văzut vinul închis. Vrei să fii bucat? Vin de la la carton. Bă, dar e atât de echiure să mor eu. Toți guru financiar exact așa sunt. Se duc în vacanță numai ca să aibă, numai ca să-și facă content, să mintă copiii că ei sunt toată viața în vacanță. O să desunotim, nici nu știi cum arată 150 de euro. Dar nu te vezi goapa. Nici 150 de euro. Ia. Bune, mă, banii n-arăta, mă, la tăi. Și erau să o plătesc pe Ileana pentru serviciu prestat mai înainte. Hai, că vine. O mor eu. Ce mai adevărat români? If you ain't shot nobody, that shot. Shut the fuck up. Run from the gun, I get burned. Bleach from that to the sun. Between me and you are. If you ain't shot nobody, that shot. Stop, bro. Bro, stop. Nobody, that shot. Shut the fuck up. Run from the gun, I get burned. Bleach from that to the sun. Between me and you are. Ăsta este adevărata drama României. Aici puteți vedea adevărata drama României. Aici puteți vedea tragedia prin care trece România în ultimii 30 de ani. Cum ne-au plecat toate valorile din țară și sunt nevoiți să se ducă pe alte meleaguri și să facă comedie. Oamenii și-au putut să umple sala palatului, dar au ales să plece în Anglia. Da, bravo, bravo, Iulia, de asta ziceam. Ior, stai să te miri. În loc să-mi pui de mâncare, atât e miri că trebuie să plătim teste COVID să ieși din Anglia. Păi stai să vezi ce va fi de la toamnă. Dar după ce spui atâta să vezi ce a fi... Mii câtă smântână și-o putut da. Dar taci odată tu, șara... Dar ce faci, mă, că tu, Piliana. Șara, Piliana, că te prezint. Uitați-vă câtă smântână și-o pus tu, țăranu. Șara, Piliana. Ioi, nu-ți mai dau să mânci. Auzi. Gata, la mine în casă nu mai mânci, chiar mă, țăranule. Dar taci un pic. Știi ce, după ce ai și tricola... Hai, mă, că despre altceva vreau să vorbim. Dă-mă tricola jos, mă. Cu burta și cu mâinile, păi, că ești gustă. Vezi că după ce mănânc pirleg la studio. Ce studio, mă? La înregistrare, piesă. Nici asta nu era, dar toate fanii. Omul meu, sincer, și-o împun multă smântână, să vede. Și-o împun multă smântână în ciorbă, în zamă. Dragii mei broderași, un an de zile am așteptat. Păi, tocmai a zis broderaș. Bă, să-l copiază pe Cosminski. Dragii mei broderași, un an de zile am așteptat să mănânc un panini de ăsta din Capri. După cum puteți vedea, în spatele meu mă aflu pe insula Capri. De aici nu vă prea ați văzut voi videouri și vloguri, pentru că nu vreau să fiu arogant, e foarte scumpă insula asta și e foarte greu să ajungi aici. Această insulă, insula Capri din Italia, este patrimoniu UNESCO. Nu mai ai voie să construiești nimic pe ea. N-ai voie să construiești. Cum îi? Acum așa va rămâne încă 1000 de ani de acum încolo. Această insulă, după cum v-am spus, este patrimoniu UNESCO. Nu ai voie să intri cu mașina, n-ai voie să intri cu mașina în insula Capri, pentru că
pentru că pula. Nu au voie să intre doar riveranzi care locuiesc aici. Deci nu riveranzi. Poți să vii cu mașina, cu mașina personală. Vă pup, urmăriți în videourile, dați în follow, că ce va urma va fi senzație. Vă pup. Hai că am început și eu să mă uit ca prostul dacă e green screen. Hai de capul vostru stăți. Eu nu pot să am succes de tine, nici la femei nu pot să am succes. Ce femei, mă, handicapat? Păi nu, mai... Dar cine te înainte știi cum... Fața. Păi nu, că m-am îngrășat de la stres. Păi dată-ți față, de-abia te suport. Da. Lasă-te vrăjele. Eu nu pot să am succes. M-am îngrășat de la stres. Zi, în hotel de 4-5 stele, nu știi neapărat cu ce să mâncă tău. Nu știi că este și rătub. Nu știi că este rătub. Stai așa, stai. Stai să le zici la oameni. Nu zi, te explică. Ma urcă-te, urcă-te acolo, urcă-te și trage de aia. Urcă-te. Nu, că poate îl strâng și are buton. Da, acum se face întuneric. Așa, și acum deschide-l. Nu, acum ne culcăm. Nu, lasă-mi apă în vană, pentru că vreau să stau în vană și să mă uit pe rătub. Taci odată, mă, handicapat. Hai, mă, să ne uităm la film pe retou, că n-am fi foc. Și el e cu mama jos. Lasă-o cu mama. Cu mama. Că mama soacră-s fără. S-au dus cu soacră în vacanță. S-au dus cu soacră în vacanță. Române adevărați! Române adevărați! Să nebunesc. Hai, Ileana, deschide-o la noi, că nu pun te văd. Dar deschide, măi. Ștaci. M-o la poliția, iară. M-o la poliția. Zi, în hotel e 4-5 stele, nu știu. Bun, hai să vedem dacă îl bate pe bici. Mamă, ai 249 de mii de urmăriți. E în mașină. L-a dat afară. L-a dat Ileana afară. Nici nu sunt apreciat la adevărata mea valoare. Ia rugut. Să-i dăm de sănătate. Mai ales lui Ileana. Șara pe Ileana. Că-i condoleanțe cum e frumos. Capricorn cu berbeci, o să vă zic sub aceea, muhalbis, te pup, scorpion cu așelul. A, tu ești băiatul cu zodiile, nu ești băiatul, dar am mai jucat cu tine odată. Posibil, nu mai țin minte, sincer. Am mai jucat. Zi-mi că am uitat data ta de naștere, sau nu știu că mi-ai zis, sau, ai, te deranjează că îmi dai data de naștere? Hai, ce-ți vă ziceți condoleanțe? Da, 18.02. 18 februarie. Ziceți condoleanțe la om. Ești încă vărsător, gen, nu? Da, oricum la un pas de a divorța. Hai să vedem ce zici acolo. Dă-mi de dragul. Păi bună. Hai să te ajut aici. Fii atent. Nu vă dau niciun link și nu-i dăm niciun guide. Ziceți condoleanțe și plecați. Poți să-i dau de asta? Nu. Atunci facem altfel. Zim diferența de ani între tine și soția ta. Diferența de ani. I-am dat? Păi dacă eu am... I-am dat o halteră. Păi dacă eu am 25 de ani. Da. Și soția 34. Ai, cu nu mai mare. Băi, uite-te acolo la Victima și ai răspunsul la final. Victima. Da, da, uite. Știu. Deci, dar ea este cu 9 ani mai mare ca tine, nu? Ce vorbesc, mă, nene, ăștia? Nu, mă, pe da. Ea e din 84, eu sunt din 75, mă, man. Condoleanțe, mulțumesc, da, share. Bun, 84, gata, e diferența. Da, 84, trandafir. Condoleanțe, mulțumesc, condoleanțe. Uite, a nebunit lumea aici. Condoleanțe. Ce-ați puțin aici? Condoleanțe, mulțumesc. Haideți, mă, și cu trandafir. Da, viața mea. A nebunit lumea aici. Condoleanțe. Suntem pe foriu. Dați share. Share încă un trandafir și share. Încă un trandafir. Încă doi, fraților. Bandă smântână. Pe for you, condoleanțe, te iubim. Scrieți toți aici, te iubim, ești belea. Condoleanțe. Bă, dar ce s-a întâmplat aici, mă? Vă mulțumesc, șara Pileana. Haide să-l cocoșăm. Haideți acum, hai să-l facem. Iubitul. Acum e la truplu, măi, dați ceva la truplu. Vreau cadouri mari. Păi e funny pentru că iepure, toți iepurii sunt amuzanți. Da, o să facă buchet din trandafiri ăștia să-i ducă lui Ileana. Care? Sunt iepure, sunt castor, te iubim, ești beleare. Iepure de lemn. Te iubim și eu vă iubesc. Păi, dar de unde ați venit atâția, măi? Dați șare, de unde ați venit? Elena, te pup. Șara Pileana, Elena, te pup. I-am dat lollipop. Lexi, te pup. Elena, unde ești Elena? Elena, scrie ceva aici, Elena, că nu te mai văd. Elena, dați șare!
Nu, Arbiț, exact, nu și da, pentru șobolan. Ce? Cine e omul ăsta? Șobolanul. De fapt, soția lui este șobolan și el este e castor. Și de aia. El e castor. Nu se poate vedea să treaba. Gândi, domnule, adaugă moderator. Te-am făcut înapoi, moderator.